În prima săptămână din noul an școlar, reprezentanții structurilor teritoriale din Timiș au desfășurat acțiuni pe linia siguranței școlare, atât în proximitatea, cât și în unitățile de învățământ preuniversitar. În 9 septembrie, polițiștii și jandarmii au participat la festivitățile de deschidere a noului an școlar. Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, polițiștii au desfășurat zilnic activități în dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice. De asemenea, polițiștii au instruit șoferii autobuzelor destinate transportului de elevi. În prima săptămână de debut a noului an școlar 2024-2025 nu au fost înregistrate evenimente negative la unitățile de învățământ din Timiș. Pentru a identifica și aplica cele mai bune soluții pentru asigurarea unui mediu optim atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, polițiștii și jandarmii vor continua să desfășoare acțiuni și activități specifice menite să sporească siguranța.